Dinamo a rămas echipă UCI de mountain bike și în 2021. În cantonamentul din Spania, dinamoviștii și-au stabilit obiectivele din acest an. Dinamo și-a respectat statutul de echipă profesionistă de mountain bike și în 2021. Cred că e un lucru destul de important, atât pentru noi ca și rideri, dar și echipă, cât și pentru țară, că avem o echipă UCI. Asta însemnând că avem mai multe beneficii. Noul sezon a început pentru dinamoviști cu un stagiu de pregătire în Spania. Din fericire a început sezonul, suntem la căldură și echipa a putut să ne oferă niște condiții foarte bune pentru antrenament. Duca, Molnar și Cubat au avut parte de un invitat surpriză, fostul lor coleg Vlad Dascălu. Vizita lui Vlad a fost o plăcere ca de fiecare dată. Am reușit să facem un antrenament de 4 ore și am parcurs 130 de kilometri prin munții din apropiere. Dinamoviștii și-au stabilit obiectivele din acest an. Să rămânem cea mai bună echipă de mountain bike din țară și să ne impunem la campionatele naționale, atât la cross country olimpic, cât și la maraton.